Zâna basmelor. Poveste scrisă de Alexa Mihaela. După cum bine se știe, în lume există foarte multe zâne, iar fiecare veghează la bunul mers al lucrurilor de care sunt direct răspunzătoare. Uneori însă, nu reușesc să facă față problemelor cu care se confruntă și atunci se simt neputincioase, iar tristețea le copleșește. Deși își doresc din tot sufletul să îndrepte lucrurile, nu reușesc orice ar face. La fel s-a întâmplat și cu zâna din povestea noastră, zâna basmelor. Ea aducea bucurie în inimile copiilor prin poveștile pe care aceștia le citeau sau le ascultau seară de seară înainte de culcare. Dar într-o zi, glasul poveștilor s-a stins. Glasul acela suav, care o încânta, la fel ca acordurile melodiei preferate, a încetat să o mai cheme la ferestrele luminate ale camerelor copiilor. Nu știa ce să mai facă pentru a reaprinde dorința copiilor de a descoperi frumusețea ascunsă în cărți, a lumii basmelor. În una din aceste zile, micuța zână era foarte tristă, mult mai tristă decât de obicei. Stătea pitită printre ramurile unui copac, ștergându-și din când în când lacrimile ce curgeau pe obrăjorii ei delicați. Privea printre frunzele ce se legănau în adierea blândă a vântului, iar cântecul vesel al păsărilor o întristă și mai tare. Nu mai suporta să vadă frumusețea și veselia din jur, când în sufletul ei era atât de multă suferință. Își luă zborul spre stânca părăsită din mijlocul apelor învolburate, în timp ce vântul îi ștergea lacrimile de pe obraj. Își strânse trupul ca într-o îmbrățișare și lăsă lacrimile să se elibereze de sub pleoapele închise, departe de ochii curioși ai prietenilor necuvântători. Suspina atât de tare încât Dumnezeu o auzi din înaltul cerului și se întrebă: ce durere s-a pogorât pe pământ de a ajung suspinele până la el? Privi curios, neînțelegând de ce era atât de supărată, tocmai ființa care aducea bucurie, magie și frumusețe în viața copiilor. Atunci îl chemă la el pe îngerul ei păzitor pentru a afla ce se ascunde în spatele lacrimilor și suspinelor micuței zâne. De ce plânge zâna basmelor? Îl întrebă Dumnezeu pe înger. Doamne, e tristă și plânge pentru că o mare durere s-a abătut asupra ei. Copiii nu o mai iubesc, răspunse îngerul posomorât. Dar copiii iubesc basmele, iar seara adorm legănați doar de vocea mamei, în timp ce îi poartă pe tărâmul magic al poveștilor, spuse Dumnezeu puțin încruntat. De când nu ți-ai mai îndreptat privirea spre pământ, Doamne? Dumnezeu, supărat pe îndrăzneala îngerului, trase perdeaua care îl despărțea de lume și privi atent la tot ce se petrecea pe pământ. Era acel moment al zilei în care oamenii se întorceau acasă, obosiți, triști, îngrijorați și ocupându-se de treburile casnice, nu erau atenți la nevoile și activitățile copiilor lor. Cărțile de povești stăteau tăcute și cu minți în rafturile bibliotecilor, cu praful indiferenței depus într-un strat gros. Copiii erau ocupați cu alte activități, pe care le considerau mult mai importante decât cititul. Unii se uitau la televizor, la emisiuni din care, bineînțeles, nu aveau nimic bun de învățat, alții butonau telefoanele sub plapumă să nu fie văzuți de părinți, unii jucau jocuri pe calculator sau erau fascinați de tot felul de jucării strălucitoare. Fiecare copil făcea orice altceva decât să deschidă o carte și să pătrundă în lumea minunată a basmelor. Părinții, obosiți și îngrijorați de traiul zilei de mâine sau captivați de luxul vieții, își ignorau total proprii copii. Se întristă și Dumnezeu și înțelese durerea din sufletul micuței și plăpândei zâne.
Din loc în loc însă, Dumnezeu văzut câte un părinte ținându-și copilul în brațe, citindu-i povești, în timp ce acesta privea captivat și cu cea mai mare atenție paginile colorate. Ochișorii străluceau fericiți când mama mai parcurgea câte un rând, iar acțiunea vitejilor eroi îi ținea cu sufletul la gură, așteptând cu nerăbdare desfășurarea acțiunii. Atunci, o mică speranță lumina chipul trist al lui Dumnezeu. Copiii încă mai erau atrași de lumea minunată în care pășeau deschizând cărțile de povești. Aveau nevoie doar de puțină îndrumare din partea celor mari. Aveau nevoie ca cineva să le arate că dincolo de coperțile frumos colorate, dincolo de imaginile vesele cu care îi întâmpină o carte, se află o altă lume, o lume fascinantă, care poate fi descoperită foarte ușor, doar parcurgând rândurile frumos ordonate pe filele lucioase ale cărților. Îi chemă la el pe îngerii oamenilor și le vorbi: "M-ați dezamăgit! Nu v-ați împlinit misiunea pe care v-am dat-o. Voi trebuia să vegheați asupra oamenilor, nu să-i lăsați să se îndepărteze de tot ce este important." Îi mustră Dumnezeu pe îngeri: "Doamne, oamenii nu ne mai aud vocea. Ne străduim să vorbim pe înțelesul lor, să-i atenționăm, să-i învățăm, dar parcă sunt surzi la orice cuvânt al nostru. Nu mai aud nimic din ce le spunem." Spuseră triști îngerii. Dumnezeu se îndepărtă de ei și se închise în camera lui, gândindu-se cum ar trebui să rezolve această problemă. Ce trebuia să facă pentru ca cei mici să fie din nou atrași de povești? Din depărtare, încă mai auzea suspinele zânei și hotărâ să schimbe ceva pe pământ pentru a readuce zâmbetul pe buzele ei delicate. Și atunci, o întrebare îi trecu ca un fulger prin minte. Oare oamenii și copiii ar fi mai interesați, mai atrași de povești noi? Își luă binoclul și căută pe pământ oameni în a căror suflete încă mai sălășluia o scânteie de copilărie și care puteau să o transforme cu măiestrie în povești captivante. Grea muncă, dar într-un final găsi câteva exemplare. Atunci puse în palma lui praful magic al creației și îl suflă peste ei, așteptând cu nerăbdare ca acesta să-și facă efectul. Și nu așteptă mult, căci numai Dumnezeu poate face ca lucrurile să se miște după voia Lui. Chiar din acea zi, oamenii cu suflet de copil au început să scrie povești captivante și, ca prin magie, copiii au devenit interesați și încântați de frumusețea noilor povești, lăsându-se purtați pe aripele imaginației, pășind ușor și fericiți în lumea viselor. Părinții au observat o schimbare în comportamentul micuților lor și atunci și-au dat seama că au greșit, neacordându-le atenția de care aceștia aveau atâta nevoie. Așa au început să citească împreună cu ei, iar frunțele li s-au mai descrețit și, măcar pentru puțin timp, au uitat complet de grijile și responsabilitățile care îi împovărau zi de zi. Au devenit mai buni, mai iubitori și prezenți la activitățile și necesitățile copiilor lor. Zâna basmelor auzi un murmur îndepărtat, neînțelegând la început ce se întâmplă. Desluși apoi vocea clară a copiilor care o chemau cu glasurile lor cristaline. Auzea vocea părinților citind povești micuților, cuprinși de bucuria noilor descoperiri. Lacrimile se opriră, iar un zâmbet senin ilumină chipul. Se ridică repede de pe stânca rece și umedă și zbură fericită din casă în casă, ascultând cu câtă măiestrie era descrisă de oamenii cu suflet de copil, parcă nevenindu-i să creadă că totul se întâmpla înaintea ochilor ei. Ochii aceia triști străluceau acum de fericire și mulțumire, iar cântecul păsărilor era o muzică încântătoare pentru urechile ei.
Dumnezeu zâmbi mulțumit din înaltul cerului, iar îngerii respirară ușurați, privind cu recunoștință spre Cel care reușea mereu să îndrepte lucrurile pe pământ. Sfârșit.